Doamne și domnule, bine v-am regăsit! E o țară foarte interesantă, țara asta. Eu zic că ar trebui să se facă un premiu Nobel pentru cea mai interesantă țară din lume. Și cred că România ar avea abonament. Cum aveam noi pe vremuri abonament la teatru și dacă vreau și dacă nu vreau, sau la filarmonică. Venea profesoara de muzică și zicea, am vorbit cu domn director, abonament obligatorii. Așa ar trebui să aibă și țara asta. Am văzut trei știri foarte importante. Sunt mici, dar sunt importante pentru că ar trebui să ne dăm seama cât de mică a ajuns țara asta, prin oamenii săi foarte mici. Și țara asta, eu zic că dacă mai continuă așa, va cădea singură din istorie, așa cum îți cade singură o unghie de aia la care e tras una cu ciocanul săptămâna trecută. Tovarășul Dragnea, marele bulibașă al ideologiei socialiste, marele insular, șef, marele socialist, îl mai iubit fiu al Teleormanului, cel mai iubit milițian al milițienilor partidului lui, a ajuns la Rahova, la pușcărie, unde spală, zice Manei.ro, dubele pentru pușcăriaș. Vezi? Uite, asta e știrea. Bine, omul o face ca să scape cât mai repede de pușcărie. Să meargă acolo, să se miaune în fața judecătorilor. Domnule, am fost cu minte, am citit, am și scris. Adică cu scrisul nu prea le-am, că am fost repetent. Dar am spălat dubele pentru pușcăriaș. Vrea să scape de pușcărie. Lucru normal, orice pușcăriaș vrea să scape de pușcărie. Doar că ar trebui să ne punem întrebarea dacă nu cumva ar trebui, începând de la Dragnea, de la cazul Dragnea, numai Ceaușescu s-a mai crezut nemuritor înaintea lui Dragnea, dacă n-ar trebui să facem o reevaluare, poate chiar în legi, a ceea ce ar trebui să fie omul politic. Adică omul politic ar trebui să știe că dacă minte, e o chestie penală. Pentru că minte un contract. Într-un contract. Eu când îi dau votul, îi plătesc secretar, îi plătesc și avionul, îi plătesc pensie specială, indemnizație, o grămadă de chestii și el spune, domnule, fac asta pentru tine. Și nu face. Și atunci a trebuit cumva să dea niște bănuți înapoi. Măi băiatule, ce ți-ai propus tu? Păi mi-am propus asta și asta și asta și asta, îți dă 10 chestii. Câte ai realizat? Doamne, să vezi că n-am putut să realizez numai una sau două sau trei. Și câte au rămas de realizat? Păi 7, 8 sau 9. Ok. Deci ai făcut 10 sau 20 sau 30%. Care au fost cheltuielile statului cu tine în acest timp? Punem și biletul de avion, punem și biletul de cazare, punem și tichetul ăla de benzină, tot. No, băiete, 70, 80, 90% dai înapoi. Sigur că nu se întâmplă în nicio țară din lume chestiunea asta, dar atenție, în nicio țară din lume nu se întâmplă ce se întâmplă la noi. Și atunci ar trebui măcar pentru o perioadă să bagi frica în ei. Ăia când intră în parlament sau în guvern, să tremure. Să știe că, mă taie ăștia la buzunar. Că în rest nu li frică. Poate să facă orice, vin colegii, votează, domnule, nu lăsăm în mâna judecătorilor, să plece procurorii în treaba lor, noi votăm, că nici măcar să nu fie întrebat. Dar minte să știm dacă e vinovat sau nu. Dar în momentul când l-ai atins la bani, și el știe că a intrat în Ministerul Transporturilor, de exemplu, și o zis, domnule, anul ăsta fac 300 de kilometri de autostradă. Băiatule, eu nu știu cum faci. În același timp, știu că nu tu dai din lopat acolo, dar tu ți-ai asumat că politicile tale îi vor face pe alții să dea la lopată și eu, cetățeanul contribuabil, la sfârșitul anului, în 31 decembrie, la 12 fără un minut, zic, o făcut ăsta 300 de kilometri. E ok, de autostradă. Nu le-ai făcut? Nicio problemă. Vii și dai niște bănuți înapoi. Nu bani de autostradă, dar cât ai avut salariu? Atâta. Și câți kilometri ai făcut? 100. Cât înseamnă asta? Păi o treime. Nu, băiatule, două treimi din salariu vin înapoi. Și ce ai, mă, ce să mai cheltui cu tine? Păi secretare și de-alea. Două treimi din toate cheltuielile vin înapoi. Plătești cu averea. Eu asta aș face. Asta aș face, știi de ce? Măcar o perioadă. Ca să le intre în cap tovarășilor care intră în politică, să le intre în cap faptul că, răspunzi nu doar pentru faptele tale, răspunzi și pentru promisiunile tale. Pentru că nu e o promisiune
că știi, îți promit că te duc la coafor nevastă și eu de fapt mă duc la bere. Și uite, așa nevasta nu mai ajunge la coafor. Este o promisiune care costă foarte mult. Contribuabilul plătește foarte mult pentru tovarășul om politic. Mai mult decât în extrem de multe țări ale lumii. Pensiile speciale ale politicienilor români sunt cele mai nesimțite din lume. V-am mai dat știrea, da? Și atunci, cumva, trebuie să existe o contramăsură. Dom'le, ok, nu-ți luăm capul, dai banii înapoi. Nu alții decât ăia pe care ți-am dat noi când ai zis că faci și n-ai făcut. Se întâmplă deja, cum e în politică, se întâmplă la toate nivelurile. Vorbești cu unul, eu am vorbit cu unul, dom'le, hai și fă-mi lucrări în curte. Da, dom'le, fac. Cu cât? Cu atâta. Bă, și mă duc și zic, păi, dar cum ai scris tu că ai făcut, nu știu, 5-7 de metri? Că mie cu metru mi-a ieșit numai 42. Și hai să măsurăm. Nu măsor. Dar de ce? Nu v-am crezut așa de neserios. Cum mă? Hai să măsurăm, că nu vreau să ne înșel, nu vreau să mă înșel. La mine scrie 5-7, caietul ăsta e Biblia mea. Băi, fii tu cu Biblia, dar metru-i metru și din Singapore, și în Alaska, și la Cluj, și la Feleac, și la Dobrogea, unde vrei tu, metru-i metru. Nu, 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 nu măsurăm nimic. Nu vrei să-mi dați banii. Ba da, mă, vreau să-ți dau banii, dar hai să măsurăm. Nu măsurăm. Exact așa fac politicienii. O să vă spun înainte, într-o dată, și povestea ăstora care vin și profită de faptul că o mulțime de meseriași au plecat în Occident. Cei care sunt foarte buni sunt extrem de ocupați și trebuie să aștepți după ei un an, doi. Și atunci sunt șmecherașii care se bagă, nu știu să facă mare lucru, dar și-au luat un socru, și-au luat un neam, și-au luat nu știu cum, și vin repede, hai să facem, hai să facem, și când văd că mai este un pic de lucru la tine, ți-o tras un tun, de-ai umblat sângă. Exact asta se întâmplă și în politică. Și se întâmplă deja și se pot contabiliza toate mârlăniile din politică în vieți de copii. În vieți de copil. Uite aici, știre. Elevii, tată, nu părinții care sunt ocupați să uite la România TV sau la ce mama dracului se uită, da? Cer verificări ale corpului de control. Pentru că au văzut că deplasarea unei echipe de fotbal cu microbuzul, da? Este mai importantă decât viața unui copil. Asta s-a întâmplat în comuna aia din Dâmbovița, când abia acum, la săptămâni după tragedia de acolo, o zis primarul, ok, păi avem un microbustist, dar cu ăla se deplasa echipa de fotbal la meciuri. Nu-l foloseam pentru copii. Ce să folosim noi pentru copii? Acum ar trebui să dea socoteală toți șmecherașii ăștia. Pentru că șmecherașii se bagă în continuu în politică. Știi, mai ții minte când a fost dat jos Ion Iliescu din fruntea PSD-ului? Bă, și în opoziție parcă se simțea un fel de satisfacție de asta, că lasă-mă, uite, vine, o venit Joană, ăștia tineri, în sfârșit se duce generația aia sovietizată, aia care a stat 5 ani la ruși și nu poate gândi la cabuș. Da? Fals. Într-un cuib de lichele vor intra doar lichelele. S-a întâmplat așa când a intrat Ponta. Mamă, în sfârșit, sânge tânăr. Băi, dă de părez pe baronii ăștia bătrâni. Nu poate face nimic un spirit tânăr într-un cuib de lichele pentru că se lichelește și el. Adică poate la început, hai mă, lupt, vreau să fac, vreau să reformez, până își dă seama că dă cu pumnul în perete, în niște pereți de vată. N-au niciun efect zbaterile lui. Și după aia începe să se dedulcească. Doamne, lasă că e bine, uite, de acolo vine o icră, de acolo vine o pâine mai caldă, acolo mai facem ceva, suntem prieteni cu toții, trăim bine, ok, încă o epocă istorică să meargă dracului. Asta se întâmplă. Mai ții minte când zicea cumpănașul ăsta, unchiul fetei din Olt, din Caraca, Doamne, nu candidez aia care zic candidez, aia sunt niște idioți, venea. Bă, la un moment dat am simțit și eu așa, m-am simțit prost. Că eu am zis, printre primii, ăsta va candida. Era prea multă zbatere, prea mult cocoșism, prea mult cip-cirip, cip-cirip, cip-cirip și ce pe pasărea cânta, ce mândra mea, ce mândra mea. Era prea mult, arăta mult prea arivist ăsta ca să nu ajungă la o candidatură. O paranteză. Candidatura lui nu are nicio legătură, vă spun de acum, și o să vedeți, cu Cotroceniu. El, de fapt, vrea să ia un scorișor
în competiția asta pentru Cotroceni, cu care să meargă la un partid, reregulă PSD-ul, că de acolo câștigat o grămadă de bani, vă arăt imediat, și să-l pună PSD pe listele electorale, să ajungă și el senator sau deputat. Asta se va întâmpla. Ascultați-mă că am spus și înainte de a candida ăsta și s-a întâmplat. Da? Cine este băiețelul? Băiețelul, trec peste faptul că e mason, pentru mine mason nu înseamnă ceva rău. Da? Băiețelul ăsta este un milionar. Este candidatul antisistem care a câștigat salarii uriașe de pe urma sistemului. Băiatul ăsta nici măcar n-are facultate. Da? Și a ajuns șeful tuturor rectorilor din România și a câștigat sute de mii de lei de pe ăștia și de pe alții. Adică băiatul ăsta este un Dinu Păturică, cred eu. A venit acum la realitate și a zis, domnule, e adevărat, bine, după ce s-o tăcăcăit, că ce, că lui nu-i trebuie, că sunt o grămadă de proști cu diplomă și vă arăt de o vouă, că el face un masterat în Elveția. La ceva academie regală. Mă, și toată lumea s-a gândit, ce academie regală în Elveția, că doamna nu-i regată. Ca să se descopere, eu am dat simplu, nici măcar nu era Academia de Regală de Management, cum o zis el, că nu știe cum se numește, da? E Academia Regală de Economie și Tehnologie. Da? Dar, este un dar foarte mare, nu este o facultate propriu-zisă. Este un curs online. Adică stai acasă, bine, pe semestru plătești câte 5.000 de euro. Adică te duci în fiecare an, decartezi 10.000 de euro să-ți dai aia diploma. Stai acasă, că-ți faci masteratul timp de 6 luni și îți dau aia diplomă și vii să te lauzi ce? Exact asta a făcuse un deputat din satul mare, mi se pare, care după ce și-a dat doctoratul pe la Tiraspol, și-a luat și bacalaureatul la un liceu din satul mare. Nu este nicio diferență între ăsta, care deja este un papagal național, mare și tare pe, va suna urât, pe cadavrul acelei copile. În speranță, și spun asta în speranța că voi greși, că greșesc și copila este în viață. Deși o zic mai mult ca o chestiune de bun simț. De speranță, nu de, cred și eu ce zic ăștia, ce baliverne mai zic ăștia pe la RTV-uri sau pe la antene. Ori, bă, cine sunt ăia care aspiră să ne conducă? Că până la urmă eu nu mă simt un berbec. Tu nu te simți o oaie. De unde până unde vin șmecherașii ăștia să-și aroge ei dreptul de conducători ai mei sau ai tăi? Ăstea sunt niște lepruțe mici, da? Dar și ăsta a încercat la Sibiu, că tu știi că atunci când vine unul de ăla din Olt, care vine dintr-o anumită factură, nu vorbesc de toți oamenii din Olt, în mod evident, știi că în Ardeal așa se zice, cum își botează oltenii copiii? În numele tatălui, al fiului, să iei drumul Ardealului. Știi? Probabil de aia ăsta e foarte stresat că ia ungurii Ardealul, că el mereu se crime și face ordine și cere la minister tot nu știu ce. Băiatul ăsta, șmecheraș, n-are studii superioare, scrie și Newsweek-ul, dar ia bani de la SNSPA și Unitatea pentru Învățământ Superior. Bă, până la urmă, cine ești tu de ești așa de calificat? Să vedem cine ești tu. Cât de bogat, sume exorbitante încasate de la stat, nu termina nicio facultate, dar ia bani de la SNSPA și tot el zice, avem atâția proști cu diplomă, da? Și dacă te uiți mai bine, ziariștii scriu și citez, mega hoț, cumpăneașul ne-a furat și de centenar, în cârdășie cu PSD. Ministerul Culturii a plătit 1 milion de lei pe 3 broșurele cu texte copiate de pe internet. Deci băiatul ăsta a mers și a zis, băieți, vine centenarul, toată lumea în erecție matinală, spre soare, râzând, dă-i să meargă. Toată lumea să fie ca o statuie de centenar. Dar dați-mi și mie niște bani. Și au scos 3 broșurele de 50 de pagini. Pentru care guvernul a plătit 1 milion de lei, 230.000 de euro. Nici măcar nu le-a scris asta, că dacă scrie o chestie să zic, băi, s-a născut nou Cioran, nită l-ai pe noul Eliade, păi mâncarea sufletului lui de noul Eugen Ionescu. Da? Nu. A copiat de pe internet, de pe Wikipedia. Și guvernul, care se plânge mereu că n-are bani, n-are bani să facă o creșă, n-are bani să mărească alocație, dar de unde bani pentru spitale? O zis, bă, pentru cumpănașul, pentru Wikipedia, pentru tot ce înseamnă copy-paste de pe internet.
Bă, 1 milion de lei nu merită băiatul ăsta, că e centenarul, bă. Păi dacă de centenar nu facem asemenea cadouri, cui vrem să facem? Când să facem, da? De unde vine băiatul ăsta? Vine de acolo, dintr-un context potrivit și pe măsura lui de priceput în toate chestiile naționale. Radiografia unui județ ținut captiv de milițieni, infractori, instalatori și tractoriști. Ăștia sunt cei care conduc județul Olt astăzi, tată. Foști tractoriști, foști instalatori, infractori dovediți și milițieni. Da? Și noi vrem Uniunea Europeană. Uniunea Europeană nu o să pupăm niciodată, tată. Nu o să pupăm niciodată pentru că noi nu avem în ADN, și aici vorbesc de oamenii politici, nu vorbesc de lumea simplă. Noi nu avem în ADN-ul omului politic acel senzor de modernitate. Uită-te în toată istoria României. De când s-a făcut ea? Când s-a pus problema să ne occidentalizăm, s-a dus o luptă de decenii cu boierul român. Boierul român care era echivalentul politicianului de astăzi, în divane, în turbane, în șalvari, în mama dracului să ia, da? S-a opus totalmente occidentalizării. De ce? Pentru că occidentalizarea înseamnă niște reguli. La noi regulile se negociază cu punga. Mă duc la poartă, dau 10.000, dacă merg la în alta poartă și dă 12.000, s-au dus dracului regulile mele. Tot timpul România și-a negociat modernitatea în avantajul boierilor și al politicienilor. România pur și simplu nu avea ce căuta pe hartă și când unii zic că este un miracol istoric, să știți că este un miracol istoric. La cum s-au comportat politicienii români cu România, România trebuia să fie astăzi un deșert. O spun cu părere de rău, s-ar putea unii să mă sudie, alții să nu mă sudie, dar nu există un animal mai periculos pentru țara asta decât politicianul român. Sigur, cu excepțiile onorabile, nu vreau să generalizez. Potoarjul politician român crede că se pricepe la toate. Ăsta e baiul lui cel mare. Crede că îi cunoaște pe cei mai de treabă și mai competenți oameni din țară. Și pentru asta dă SMS-uri, telefoane, se bate inclusiv cu procurorii ca să-și numească rudilii, pretinilii și mai știu eu pe cine în funcții. Și ce fac ei în funcții? Sigur că vorbim de corupție și de marea corupție, dar vorbim deja de lucruri care se însămânțează în conștiința copiilor noștri. Uite, bă, ce-au făcut. Și-au făcut manual de clasa 4. În sfârșit există un manual de clasa 4. Și așa au scris ăia, canotimpurile sunt formate din cauza depărtării pământului de soare, tată. Bă, băiete, eu am fost botă la geografie. Dar atâta țin minte, canotimpurile vin din înclinația axei Pământului. Asta mai țin eu minte din clasa 4 sau în clasa 5, nu știu când am făcut. Nu știu ăștia, și atenție, în două manuale scrise de autori diferiți, se spune chestia asta. Nu-i numai un singur manual. În două manuale scoase de aceeași editură, cu autori diferiți, se scrie o asemenea porcărie. Și atunci te întreb, bă, până la urmă, care e definiția țării? A, ape, păduri, urși, râuri, toată lumea are chestiile astea. Toată lumea. Copaci, merg, pom fructiferi, peri, vieri de mătase, toată lumea are chestiile astea. O țară e, în primul rând, încredere. Ăla e cuvântul de ordine. În momentul în care o comunitate are încredere în atitudinile ei, în culturile ei, în tradițiile ei, în oportunitățile, provocările, solidarizările în jurul provocărilor. Când o comunitate acoperă toate astea cu încredere, să știi că atunci se numește țară. Eu sunt curios să se facă un sondaj. Câți români mai au încredere în România? Pur și simplu. În România, nu aia din poezii, țară mândră, la trecutul mare, mare viitor, nu de asta. În România de astăzi. Te uiți la țara asta și spui, da, eu vreau să mai rămân în țară, vreau să-mi țin copiii în țară, pentru că
Și nu numai asta, ca să mergem numai pe metafore. Nu mi-e frică să intru într-un spital de stat și să stau acolo săptămână și să fiu operat. Nu mi-e frică să-mi trimit copilul la școală știind că nu sunt manuale. Nu mi-e frică să mai știu eu ce. Asta e. Multă lume se miră că vin prietenii sau rudele noastre din vest și după 3-4 ani de stat acolo vin și să vezi cum sună. Auzi, vezi că a plecat copilul în România. Nu-l duci tu de la Iași la Târgu Frumos, de la Cluj la Târgu Mureș, de la... Nu vreau să conducă el. Pentru noi pare normal. Cum adică, bă, să nu conducă? Doar noi merem toată ziua pe aici. Nu. Ei nu mai pot conduce în România o mașină. Pentru că totul e haotic. Știi de ce e haotic? Când ai făcut autostrăzi, când ți-ai bătut joc de toate drumurile, toată lumea se va grăbi să ajungă într-un loc ca să scape de marasmul ăsta numit drum. Fă un drum la țară sau fă un drum în altă parte. Și într-adevăr, ei, stând în dreapta sau în spate, te fac și pe tine să înțelegi cât de mociroasă a devenit țara asta, condusă de mociroși ăștia de politicieni. Te duci în Occident și e nasol dacă mergi în vacanță și te comporți ca un turist. Nu. În Occident cel mai fain e să mergi și să străbați locurile în care nu merg turiștii. Încearcă să mănânci într-o crâșmă din Lisabona, dar nu de alea din centru unde e nu știu cât. Nu. Du-te mai la margine. Și o să vezi cu câtă liniște vine muncitorul și el cu aceleași griji ca și tine. Și el vrea o mașină mai bună, o casă mai mare, să intre copilul la facultate și el probleme cu sănătatea și asta. Și totuși vine de 10 ori mai liniștit decât tine, se duce în restaurant cu nevasta sau copiii și încep să râdă și vezi zâmbetul pe fața lor. Chestiunea asta o vedem inclusiv în România. Îmi spunea cineva, bă, m-a dus, e plin de moldoveni în Cluj. Și inclusiv în Feleac a început să vină. Și a zis, nu, și ce, dacă doar vin la lucru. E bine că vin la lucru. Și zice unul, da, dar și pe mine mă bucura. Și am întrebat-o pe o doamnă că am mers la un control de ăsta medical și am văzut care are accent moldovene și zic, da, dar de unde sunteți? Păi sunt din Moldova, din lângă Vaslui. Și cum ați ales să veniți aici? Că mă gândeam, nu, că toate asistentele medicale pleacă dincolo de, și dincolo de Ungaria, și dincolo de Austria, prin Germania, prin Anglia, prin Franța. Și o zic, știți de ce am venit? M-am oprit la Cluj, că știți, aici toată lumea vorbește zâmbind cu mine. Și văd așa o lume, așa mă primesc cu căldură. Știți, și s-a gândit omul și o zic, bă, fii atent. De când mi-a zis femeia asta, o femeie la 45-50 de ani, am început să mă uit și la oamenii. La oamenii din jurul meu și am văzut, într-adevăr, că se zâmbește pe stradă și mi-a dat seama, bă, ce norocos să trăiesc în Cluj. Și am zis, vă dați seama cât de norocos se simte ăla din Debrețin că stă în Debrețin, ăla din Viena că stă în Viena și nu în Debrețin sau în Cluj, ăla din München că nu stă în Viena, în Debrețin sau în Cluj, că stă în München, și ăla din Londra, super fericit că acum, dacă ne trage și un șut în cur cu Brexit-ul, s-o rezolva pe viață. Uită-te la lumea din jurul tău și o să-ți dai seama care-i pulsul României. O să vezi, de când mi-a zis omul ăsta, și eu mă uit să văd cum e chipul oamenilor pe stradă. Și m-a surprins și pe mine, cum să zic, mergând și aproape zâmbind din obligație, gândindu-mă că, bă, dacă se uită unul la mine, cum mă uit la alții, să vad dacă se zâmbește pe stradă. Adică, automat există un gen de solidarizare al celor care aleg binele. Că ai plecat din Vaslui în Cluj, că ai plecat din Cluj în Debrețin, din Debrețin în Viena și de acolo în München și de acolo în Londra, contează cel mai puțin. Contează însă că fugi din loc în loc ca să mai găsești oameni cât de cât cu zâmbetul pe față. Și într-o țară ca România asta va deveni din ce în ce mai rar. Din ce în ce mai rar pentru că nimeni nu mai are încredere în noi. Nici noi și nici alții. Știi, o mers dăncilă în SUA acum și o zburătăcit. Vai, mă duc, mă întâlnesc cu vicepreședintele SUA și o să-i spun eu acolo despre, cum zicea, orice femeie e frică să nu știu ce, orice om e frică de pușcării. Da? Am pus ghilimele, da? Bun. Acum, zic sursele, domnul vicepreședinte al Statelor Unite nu mai are niciun chef să se întâlnească cu tovarășa dăncilă și o să o lase frumos cu ochii în soare. Și chiar merită dăncila chestia asta, pentru că, tată, există niște lucruri care nu se pot explica unui om civilizat sau unui om dintr-o țară civilizată.
Să explice Dăncilă, de exemplu. Madame Dăncilă, știrea asta de pe Newsweek. Pentru spitalul din Târgu Jiu nu sunt fonduri, dar stadionul este finalizat. Eu n-am auzit nici de Liverpool-Târgu Jiu, nici de Real-Târgu Jiu, nici de Bayern-Târgu Jiu. Să zici, domnule, am o echipă din Târgu Jiu, mă, mi-au câștigat 5 campionate europene la fotbal, 5 ani la rând, este obligația mea ca guvern să fac un stadion. Nu, aia joacă prin Liga 2, Liga 3, Liga 7, habar n-am, nu joacă. Da? Dar a făcut guvernul stadion. Pentru spital nu sunt fonduri. Pentru universitatea de acolo nu sunt fonduri. Pentru nimic nu este niciun leu, doar în momentul în care uneia din guvern se scoală că domnule, am văzut, eu am visat, eu nu știu cum și nu știu ce. Și noi suntem niște fraieri, tată. Știi? Îmi scria cineva, bă, voi ați observat că în Miorița, deși ciobanul ăla amenințat cu moartea, are super câini, cei mai voinici câini, cei mai tari câini, cei mai vașnici, el merge să se sfătuiască cu oaia. În loc să strângă câinii pe lângă el, să zică, no, hai, dați mâncu-vă sufletul la luptă dreaptă, ciobanul nostru vine și zice, las că mă sfătuiesc eu cu oaia, care este o mare, mare iubitoare de umanitate și dă numai sfaturi de astea bune. Ăstea suntem și acolo se îndreaptă tot poporul. Știi când reușesc românii? De cele mai multe ori. Sunt și români care reușesc în România. Da? Când pleacă dincolo. Când pleacă dincolo sunt sclipitori. Sunt inovatori. M-am uitat și nu vorbesc acum de mari cercetători. Nu, l-ai văzut și pe Florin Păun, i-ai văzut pe o mulțime de oameni aici care au ajuns foarte respectați în străinătate. Și văd în fiecare, la fiecare 2-3 luni, îi văd pe oamenii ăștia și văd că sunt chiar... Dacă stau în Franța, parcă-s mai francezi decât francezii în ochii francezilor. Că le place să știe francezilor sau spaniolilor sau nemților sau englezilor. Domnule, a venit un român aici și senzațional de bun. Și atunci cumva se adună în jurul lui și îl prețuiesc și îl celebrează. Dar uite, un exemplu mic. Orașul german, ăsta e Gheorghiț. Da? Domnule, vai de capul lui orașul ăsta. Bine, la standardele din Germania. Șomaj mare, o grămadă de oameni care votează cu AFD-ul, cu extrema dreaptă. Sunt vreo 1500 de locuințe libere, că nimeni nu vrea să stea în orașul ăsta, e la granița cu Polonia undeva. Și ce-au făcut? Oferă cazare gratis timp de o lună. Primarul român. Da? Primarul român, acolo unde e românul Octavian Urso, o deveni primar. 7000 de apartamente în care nu locuiește nimeni. Și-au avut o idee senzațională. Dom'le, haideți aici și vedeți dacă vă place orașul ăsta, că într-adevăr la economie, la șomaj, la chestia asta, nu stăm cel mai bine, dar vă oferim liniște și vă oferim șansa de a regenera și de a genera din nou istorie, dacă vrei, mai corect, pentru orașul ăsta. O mulțime de artiști, o mulțime de tineri care se îndreaptă pur și simplu spre oraș, că vor să trăiască acolo, vor să guste din liniștea orașului ăstuia și vor, în primul rând, să contribuie la refacerea unei istorii. Chiar dacă e istorie recentă. O idee senzațională. Arată-mi tu primarul, nu care ar vrea, că poate sunt care vor în România, care are voie să facă chestia asta. Oh, păi dacă n-ai sunat la minister, dacă n-ai un deputat care să te ducă pe coridoarele ministerului, să te țină acolo 2-3 ceasuri până vine secretara să te anunțe că domnul în ședință mai așteptați încă 4 ore? Nu. În România nici măcar n-ai voie să faci chestia. De ce? Pentru că în România, deși l-au alungat pe rege, toate loazele s-au făcut împărat. Înțelegi? Ăsta e baiul României. Dacă ar fi fost regat adevărat, acum am fi avut un rege, o regină și mergeam și noi pe calea aia pe care merg toate țările civilizate din Europa. Așa, avem niște loaze, unii repetenți, alții fără bac, alții vai de capul lor, care au zis, bă, nu-mi trebuie rege, e prea puțin. Vreau să fiu bulibașă națională. Vreau să fiu împărat. Și sunt împărați. Pentru o perioadă. Pentru că după aia, istoria ne dovedește că nu-i nicio problemă ca un împărat să spele dubele pentru pușcăriaș la Rahova. Și, domnul Dragnea, atenție la duș! Nu scăpa săpunul, numai dacă îți place. V-am pupat!